În timpul unei vizite prezențiale la Manila, în Filipine, în noiembrie 2017, serviciile secrete americane au dejucat o tentativă de asasinat din partea grupării stat islamic vizându-l pe Donald Trump. Într-un documentar nou apărut, agenții au explicat cum au luat urma jihadiștilor care voiau să-l ucidă pe președintele american. În documentar, agenția ai serviciilor secrete relatează cum au procedat la fața locului și cum i-au salvat viața lui Donald Trump. Informația a rămas secretă până acum. Cu mai multe zile înainte de vizita președintelui american, gruparea teroristă stat islamic difuzase mai multe filmulețe pe internet în care îl amenințau direct pe Donald Trump. Nivelul de alertă în Filipine fusese ridicat la critic. Agenții au remarcat apoi mesaje amenințătoare pe rețelele sociale transmise chiar înainte de sosirea președintelui în Filipine. Urmărit prin adresa de IP a utilizatorului, agenții au descoperit că acesta era în centrul Manilei, la numai câțiva kilometri de hotelul președintelui, iar activitatea sa pe rețelele sociale dădea de a înțeles că se apropie din ce în ce mai mult. Agenții au continuat să-l supravegheze. Mai erau 20 de minute până să aterizeze avionul președintelui, iar serviciile americane nu reușiseră încă să-l localizeze pe jihadist. Într-un final, reușesc să-l depisteze. Se afla la un kilometru de hotelul unde urma să fie cazat Donald Trump. În acest documentar, agenții rămân discreți în privința multor elemente. Pe parcursul interviului, refuză de pildă, se dezvăluie dacă sunt mai multe amenințări împotriva lui Donald Trump decât erau împotriva predecesorului său, Barack Obama. Nu are importanță dacă îți place sau nu persoana care este la putere. Nu protejezi persoana respectivă, ci ceea ce ea reprezintă, subliniază agenții secreți.